Bine la un nou clip al canalului Vox la Horum. Astăzi vreau să ne ocupăm de un nou test de antrenament. Este vorba despre o simulare din județul Brăila pe care am primit-o recent pe pagina de Facebook. Nu știu exact să vă spun de unde se poate descărca această simulare. De asta o să las în descriere un link. O să încarc pe transfer fișierul dacă vreți să îl descărcați și voi ca să-l aveți este o simulare postată zilele trecute, deci e ceva nou că am mai avut o simulare din județul Brăila și în trecut și consider că un pic de exercițiu în plus nu ne strică așa că rămâneți alături de mine astăzi și haideți să revedem cum putem rezolva această simulare împreună numele meu este Florin Gherheș, sunt profesor de limba și literatura română și împreună cu mine veți rezolva această simulare din județul Braille. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube dacă n-ai făcut-o deja și apasă și clopoțelul dacă vrei să primești notificare de fiecare dată când postăm. De asemenea, nu uita că îți punem la dispoziție și ghidul pentru evaluarea națională, un produs digital care te ajută să te pregătești singur. Aici ai toate materialele teoretice de care ai nevoie, ai teste, grilă personalizate, foarte multe teste de tip quiz și de asemenea ai videoclipuri pe care nu le găsești pe canalul de YouTube. Aici vom posta și rezolvarea testelor de antrenamente. Hai să ne apucăm de treabă! Voi începe evident cu lectura textelor. Avem două texte: suportul, unul literar și unul non-literar. Bun. Textul 1. Ina a venit într-o sâmbătă după amiază adusă de tatăl ei. Mașina a oprit în fața porților. Era vesel cumva tatăl Inei. În sensul că zâmbea și le-a făcut din mână, dar privirea a rămas mereu foarte serioasă. Nici o clipă n-a râs și cu ochii. A salutat-o pe buna, pe ea a întrebat-o ce face și cum se împacă cu Ina, le-a dat de grijă să fie cu minți, a urcat în mașină, a scos fum și a plecat. Ina era noua, cole noua colegă de bancă de vreo două luni, de când doamna învățătoare hotărâse să nu mai stea în aceeași bancă doi copii care au unul dintre părinți plecați în străinătate. Înainte le-a văzut coleg pe Tudor, iar și mai înainte pe Cezar. Mama lui era tot în Italia, într-o localitate la mare și îi trimitea mereu scoici și fotografii. Nu prea avea ce vorbi cu Tudor, era interesat de tricouri și abțibiluri cu fotbaliști, ghete puma și fluire de arbitru. A fost bucuroasă să fie mutată cu o fată, chiar dacă era mai timidă. La început au mai fost, au fost mai reci, dar apoi s-au prietenit și au început să-și dea ghionturi în timpul orelor sau să-și deseneze una altea figuri comice pe ultima pagina caietului. Când Bun a auzit că are o nouă colegă de bancă, a insistat să o invite acasă, fiindcă așa e frumos, Ina a sărit în sus de bucurie, însă părinții s-au codit două săptămâni până să-i dea voie. După cum îi mărturisise chiar ea, a ei nu avea o părere prea bună despre copiii care rămân cu bunicii, iar părinții umblă hai hui în lume după bani. Sosirea Inei nu numai că a bucurat-o, ci a umplut-o de energie. Mereu voia să arate câte ceva, să-i povestească despre una sau alta, să o facă să se simtă în largul ei. Chiar dacă o vedea zilnic la școală, acum Ina era musafir și se simțea bine că o vizitează cineva. Hai să facem parada modei, vrei? Își îndeamnă ea atunci musafira. Ina o privi plină de entuziasm și recunoștință, apoi începura amândouă să râdă. Desigur, a urmat nebunia. Sau porni să probeze, să combine, să se prostească și să se scălă să se admire una pe alta, să țipe, să râdă, să țopăie rochițe spumoase, scurte sau lungi, cu buline, pisici sau modele egiptene, rochii de zi sau negre strălucitoare de seară, toate au trecut pe corpurile lor. Cântă una, cântă alta, ba chiar de mai multe ori, vesela, fără urmă de ranchiună sau de reproș, inexclamă. exclamă. Ce bine să ai mamă în Italia! Ea fu luată prin surprindere, niciodată nu se gândise așa, deși nu fusese o întrebare, a simțit nevoia să spună ceva. Da, poate, uneori, și -a rămas gânditoare. Care rochie e cea mai frumoasă, întrebă ea. Oho, sunt o grămadă, dar cea mai faină e aceea albastră cu modele indiene, urii, zise Ina, continuând să se joace amuzată. Îi trecu rapid prin minte că o îmbrăcase de două ori și niciodată nu-i plăcuse cum îi stătea. Adică nimeni nu-i spusese că îi stă bine. Atunci să fac cadou. Așa e frumos între colegii de bancă, zise ea. Ina se opri brusc din joacă. Pentru o clipă, fu convinsă că o jignise vrând să-i dea o roche portată, însă musafirea izbucni la timp. Mulțumesc, rădiță! Dacă o să plece vreodată mama mea în Italia, o să-ți fac și eu ție un cadou frumos, îi Ina în sufletire. Au scos o pătură, mai multe jucării și, bineînțeles, valiza cu păpuși Barbie. Încântarea Inei nu avea margini, lua fiecare păpușică în parte. I-a povestit că și ea avea acasă o Barbie pe care o primise cadou la un Crăciun și pentru care trebuise să obțină numai medii mari. Mai avea desigur și alte păpuși, dar din astea obișnuite. Nu se mai sătura de jucat cu păpușelele, așa încât i-a spus să-și aleagă două care vrea ea, de data asta nu a mai trișat. Dar Ina nici nu a vrut să audă, era suficient o rochiță, nu voia să profite, atunci i-a spus altfel că îi împrumută două dintre ele, oricare și când se plictisește de jucat, îi le dă înapoi. Nici așa nu prea voia. Însă vocea nu mai era așa de sigură, atunci a insistat și în cele din urmă a plecat o Se instalase atmosferă relaxată, nici nu-și dădeau seama cum trece timpul, când claxonul din stradă le-a destrămat vraja de pe păturică. Sosise tatăl Inei, șapca ei se vedea deasupra gardului. Buna le-a strigat din pragul bucătăriei. Să nu uiți de cele două păpuși, i-a mintit ea, care vrei. De data aceasta avea altă mașină. Foarte politicos, le-a mulțumit bunei și ei, rădiței, a întrebat-o pe bună dacă Ina a fost cu minte și când Ina a dat să intre în mașină, a întrebat-o ce cu sacoșa, că nu și amintea să fi venit cu ea. Ne pare rău, dar noi avem tot ce ne trebuie, a spus tatălinei, întinzând sacoșa către bună. Dar nu despre asta este vorba, a zis bună, fără a întinde brațul la rândul ei. Ina urmărea scena cu ochii împăienjeniți de lacrimi și cu buzele tremurând. Au urmat câteva secunde de tensiune, aproape că se auzeau nervii fiecăruia vibrând. Tatăl s-a plecat, a pus cu grijă sacoșa jos, sprijinită de gard și a spus politicos, fără urmă de pismă. La revedere! Ina a intrat în mașină fără să scoată un cuvânt. Ea și Buna au recuperat sacoșa și au intrat tăcute și agale în curte. Bun a prins de după gât și a mângheat ceafa din mers. Dan Lungu, fetița care se juca de-a Dumnezeu. Bun și la textul 2, sigur avem un text non-literar despre jucării foarte drăguți. Jucăriile, principalele surse de distracție pentru cei mici, nu au existat de când există și copiii pe pământ. Cineva trebui să le inventeze. Jucăriile din țesături și porțelan. Animalele domestice reprezentau cea mai populară alegere pentru a da viața acestor jucării, deoarece copiii cereau în special pisicuțe, cățeluși, iepuri și rațe de pluș. În jurul anului 1930 au fost introduse alte materiale, precum mătase artificială, celofibra și catifiaua, care au schimbat complet designul jucăriilor de pluș. În jurul anului 1940, jucăriile se găseau din ce în ce mai greu pe piață, iar mamele erau nevoite să le confecționeze singure pentru a-și distra copiii. Lâna era foarte scumpă la vedere și astfel ele erau nevoite să-și deșire îmbrăcămintea mai veche, iar cu materialul obținut le tricotau celor mici jucării. În acest fel s-a reluat moda păpușilor de cârpă, care a durat până după cel de-al doilea război mondial, când au apărut pe piață alte materiale, precum nailonul și poliesterul, cu ajutorul cărora s-au creat cele mai frumoase jucării, dar care nu erau tocmai sigure pentru cei mici. Păpușile de cărpă au apărut pe piață pentru cei mici în jurul anului 1850, până atunci le erau confecționate acasă de către părinți, în funcție de imaginația și maestria lor. Procesul de fabricație nu era nici prea complicat, nici prea costisitor, deoarece câteva cărpe vechi erau umplute cu rumeguși, Baie sau ce mai era la îndemână prin gospodărie. Când acestea au început să se producă în masă, țesătura era vopsită cu diverse uleiuri pentru ca păpușile să fie cât mai reale. Toate păpușile confecționate vreodată artizanal aveau aceeași înfățișare, reprezentând un chip uman. Păpușile fashioniste. De la aceeași idee s-a pornit și când au fost create pentru prima dată păpușile de porțelan. Se pare că fabricarea acestora a cerut pentru prima dată folosirea unui mulaj. Procesul era mereu același: pe un mulaj care reprezenta o față umană, era turnat lutul, chipul obținut era ars în cuptor de trei ori, iar apoi emailat în două straturi. Pe fețele păpușilor, astfel obținute, erau pictați ochii apoi gura și nasul, precum și alte decorațiuni. Multe fabrici de porțelan din Germania, care produceau obiecte de uz gospodăresc, au adoptat această idee și au îmbunătățit-o, aducând, ca noutate, și membre pentru păpuși. Turingia, land în Germania, era locul de unde se exportau cele mai multe capete de, căpu de păpuși de porțelan, pe care mai târziu, nemții le asamblau legând cu sârme sau cu piulițe celelalte membre ale corpului. Cum, în secolul al XIX-lea, femeile se preocupau foarte mult de modă, aceste păpuși purtau cele mai elegante haine și aveau cele mai în vogă coafuri. Chiar dacă fusese create în special pentru copii, păpușile de porțelan erau acum achiziționate de femei și de colecționari, lucru care s-a păstrat și în ziua de azi. Cum au apărut jucăriile? Totul despre mame.ro Sigur, acum o să ne apucăm și de exercițiile propuse, să vedem cam cum ar trebui rezolvate ele. La exercițiul 1, după cum v-ați obișnuit deja, doi termeni din câmpul lexical al familiei. Și dacă mergem un pic la text, sigur, vom regăsi imediat astfel de termeni. De exemplu, mamă, uite, că ne-a și sărit în ochi aici sau tată, da? Uite, tatăl. Sigur și buna ar putea fi considerat, chiar dacă e scris cu literă mare, clar se referă la bunica fetei. Și deci tot un membru al familiei. Uite, câteva răspunsuri propuse. Dacă mai găsiți și altele, vă aștept în comentarii cu sugestiile voastre. Mergem mai departe. Doi, păpușile au imitat inițial animalele domestice. Dacă mergem la textul 2, o să vedem asta imediat. Da? Animalele domestice reprezentau cea mai populară alegere pentru a da viață acestor jucării. Bun, continuăm. Suntem la punctul 3. Rădița locuiește împreună cu... Da? Cu buna. Stătea cu bunica ei, pentru că părinții erau plecați la muncă în străinătate. 4. Cele două colegi de bancă, Ina și Rădița, nu comunică deloc una cu cealaltă, n-aș spune din moment ce episodul acesta surprinde chiar vizita Inei. Sunt pasionate de abțivilduri cu fotbaliști, nu, asta e ceva specific băieților, avem acolo inclusiv un coleg pasionat de abțivilduri cu fotbaliști, admiră păpușile Barbie sau sunt înțelese mereu de părinților care le fac toate poftele nici cu ultima nu sunt de acord Mai ales având în vedere momentul acesta tensionat care are loc Dar ceul va fi corect Ambele admiră păpușile Barbie Bun, mergem mai departe la 5 Unde avem corect-incorect să vedem ce afirmații ni se propun aș convinge ușor părinții să o lase în vizită la colega ei de bancă Nu, nu convinge ușor Nu-i convinge ușor pe părinți Ni se spune că a trebuit să insiste mai mult pentru asta. 2. Rădița are haine și jucării scumpe, da, corect. Pe urmă, adulții care lucrează în străinătate își iau mereu copiii cu ei, nu este adevărat. Chiar și cazul Inei, da, care locuia cu bunica ei și părinții erau plecați la muncă. Mm. Mai departe, jucările au fost inventate de adulți pentru copii, sigur, asta este. Adevărat, în Turingia se fabricau doar capete de păpuși de porțelan, membrele fiind asamblate ulterior. Hai să mergem la text să vedem concret uh, ce ni se spune da, despre această uh, zonă, despre acest land din Germania. Multe fabrici de porțelan din Germania care produceau obiecte de uz gospodăresc au adoptat această idee și au îmbunătățit-o, aducând ca noutate și membre pentru păpuși. Turingia, land în Germania, era locul unde se exportau cele mai multe capete de păpuși, pe care mai târziu nemții le asamblau legând cu sârme și piulițe celelalte membre. Da, deci se făceau aici capetele, așa și membrele erau asamblate ulterior. Deci este corectă afirmația. Păpușile fashioniste au devenit în timp obiecte scumpe, căutate de colecționari, nu doar simple jucării. Acum, referitor la această afirmație, nu ni se spune că erau scumpe. Dacă suntem un pic atenți, chiar ultimul paragraf, cum în secolul al XIX-lea femeile se preocupau foarte mult de mod, aceste păpuși purtau cele mai elegante haine și aveau cele mai în vogă coafuri. Chiar dacă fusese recreate în special pentru copii, păpușile de porțelan erau acum achiziționate de femei și de colecționari, lucru care s-a păstrat până în ziua de azi. Deci nu ni se spune nicăieri că erau scumpe. Normale, afirmația va rămâne una incorrectă. Voi continua cu punctul 6, o trăsătură morală a personajului Ina, identificată în fragment și sigur trebuie să menționăm și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență. Și hai să vedem. Ina era noua ei colegă de bancă de vreo două luni. A fost bucuroasă să fie mutată cu o fată chiar dacă era mai timidă. La început au fost mai reci, dar apoi s-au împrietenit și au început să-și dea ghionturi în timpul orelor, sau să-și deseneze una alteia figuri comice pe ultima pagină a caietului. Așa. Deci, hai să vedem cum este cum este uh, Ina, putem spune despre Ina că este prietenoasă, da? O trăsătură care reiese în mod indirect din atitudinea pe care o are față de colega sa. Și putem să folosim acest citat da? La început au fost mai rești dar apoi s-au împrietenit și au început să-și dea ghionturi în timpul orelor Sau să-și deseneze unealte figuri comice pe ultima pagina caietului Nu este nevoie neapărat să cităm dar sigur putem să facem și asta Dacă nu cităm trebuie să parafrazăm și să explicăm cum da, relația dintre cele două a început să se nuanțeze treptat da? Dezvoltând o prietenie Care probabil va fi de durată. Nu pot să vă spun din moment ce nu am citit textul integrat Sigur, în regulă Hai să vedem um, Următorul exercițiu Da, Un element de conținut între cele două texte Prin referire la câte o secvență din fiecare text Jucăriile sunt un element de conținut Pentru că, sigur, în ambele texte vorbim despre același lucru În primul text da? Jucăriile sunt prezentate în episodul uh, vizite Inei, vizită pe care o face uh, Rădiței, în timp ce în textul 2 uh, ni se prezintă istorie, o mini istorie a jucăriilor, a evoluției jucăriilor. Deci în textul 1, uh, jucăriile sunt sigur prezente în interacțiunea celor două personaje, în timp ce în textul al doilea ni se prezintă această evoluție a jucăriilor. Bun, mergem mai departe. Crezi că interacțiunea cu ceilalți colegi în afara școlii poate deveni prilej de dezvoltare personală? Motivează-ți răspunsul în 50-100 de cuvinte. Da, am putea spune că devine prilej de dezvoltare personală personală aceste interacțiune cu ceilalți dar și trebuie sigur să motivăm valorificând textul 1. Prietenia celor două fetițe se dezvoltă prin faptul că se întâlnesc și în afara școlii discută, se cunosc și se înțeleg mai bine una pe cealaltă da? ori faptul că de exemplu Rădița i-a oferit un cadou prietenii ei denotă empatie, denotă amabilitate, trăsături valoroase în dezvoltarea unui adult. Despre asta e vorba până la urmă, da? Vom merge mai departe. Aici la nouă trebuie să asociem textul Fetița care se juca de Dumnezeu, de Dan Lungu, cu un alt text reprezentând o temă comună de data aceasta și nu o valoare culturală sau morală. O temă pe care o putem identifica în fetița care se juca de Dumnezeu, da, este de exemplu prietenia. Da? Hai să vedem cum formulăm. Da? textul fetița care se juca de Dumnezeu de Dan lungul mi-a amintit, uite, de exemplu de uh, Harry Potter și piatra Filozofală de J.K. Rowling. Uh, tema comună fiind prietenia. Dacă în fragmentul extras din fetița care se juca de-a Dumnezeu de Dan lungu ni se prezintă relația de prietenie dintre cele două fetițe, Ina și Radita, care se joacă împreună. În textul lui J.K. Rowling, Harry Potter și Petra Filozofală, prietenia dintre Harry Potter și Ron Weasley, de exemplu, da, evoluează pe parcursul romanului aceștia trecând prin fel și fel de uh, peripeții împreună. Sigur, o prietenie necesită mai multe etape, mai multe episoade și se uh, consolidează de fiecare dată, dar fiecare faptă, fiecare gest aduce un plus acelei relații, care până la urmă devine ceva uh, foarte solid, foarte greu de, de rămat. În sfârșit... Este o sugestie acest roman, dar puteți veni sigur cu multe, multe alte sugestii, mai ales că tema aceasta a prieteniei este foarte des întâlnită în literatură. Și hai să vedem în comentarii cu ce idei veniți voi. Până una alta eu voi trece la B. Seria care conține numărul corect de sunete pentru cuvintele rochițe și domestice este. Păi hai să vedem câte sunete are rochițe. R, O, C, I, R, O, C, I, C, E. 6 sunete, da? Deci C, și D, ul din start. acum să vedem domestice. D, O, M, E, S, T, I, C, E. Da? 9. Deci varianta corectă va fi b -ul. Atenție la grupul de litere C E, da? Sau C -H E sau C -H I sau C I, pentru că sunt adesea problematice. În primul cuvânt, grupul notează două sunete și în al doilea cuvânt tot două. Deci în primul cuvânt avem cu un sunet mai puțin decât numărul de litere, pentru că avem acest H care nu se aude în această situație. Deci B-ul rămâne varianta corectă. Mergem mai departe la 2. De când doamna învățătoare hotărâse să nu mai stea în aceeași bancă, doi copii care au unul dintre părinți plecați în străinătate, cuvintele subliniate s-au format în ordine prin. Pai hai să vedem învățătoarea de la învăța. Avem învățător, învățătoare, este derivare cu sufix de agent. Deci așa. Pe urmă, plecați este de la verbul a pleca un participiu, deci conversiune, derivare, conversiune și străinătate prin derivare de la străini. Derivare, conversiune, derivare, punctul D este cel corect. Mergem mai departe. Ce sens are secvența foarte scumpă la vedere? Luna? Ce înseamnă foarte scump la vedere? Nu înseamnă foarte valoros, foarte costisitor. Atenție. Nu, înseamnă ceva de care dai foarte greu. Da? pe care îl obții foarte greu și deci răspunsul corect va fi ceul ceva greu de procurat asta înseamnă a fi scum la vedere se folosește și pentru oameni că e scum la vedere adică e cineva de care dai foarte greu intri foarte greu în contact cu acea persoană așa se folosește când ne referim la persoane când ne referim la obiecte ăsta este aproximativ sensul expresiei bun dar sigur ați întâlnit această expresie pentru că este destul de comună în limba noastră. Mergem mai departe la 4. Relația dintre cuvintele subliniate este să deșire și respectiv a tricota. Da, sunt opuse, observăm chestiunea asta. Deșirau îmbrăcămintea pentru a tricota alte lucruri. În cazul acesta, jucării. Relația este sigur una de antonimie. Așa. Mergem și la 5 să selectăm două pronume diferite numind felul și cazul lor. De exemplu putem să luăm pe O din a salutat-o și să spunem că este pronume personal în acuzativ. dar pe buna, pe ea a întrebat-o ce face. luăm pe ce pronume relativ în cazul acuzativ. Nu? Pronumele trebuie să fie diferite, nu și cazurile. Așa, și cum se împacă cu ina, de exemplu, putem să luăm și pe se, pronume reflexiv în acuzativ. Hai să vedem dacă mai avem și altele. Eu altele nu mai văd. Da, deci pronume personal, pronume reflexiv și pronume relativ. Două dintre ele erau suficiente. Da, trebuie să fie diferite, deci nu putem lua două pronume personale, ci trebuie să luăm un personal și un reflexiv sau un reflexiv și un relativ. Indiferent care e combinația, trebuie să fie diferite și totul este OK. Mergem mai departe la punctul 6. O propoziție imperativă în care substantivul cu funcția de subiect din structura să fie atribut substantival genitival. Hai să vedem structura. Popușile de porțelan erau acum achiziționate de femei. Avem aici o construcție verbală pasivă, erau achiziționate achiziționate de către cineva. Cine erau achiziționate? Popușile. Deci păpușile este subiectul, ăsta e substantivul cu care lucrăm și noi trebuie să-l facem atribut substantiv, substantival genitival într-o propoziție um, o propoziție imperativă. Da? De exemplu, hai să vedem, spală porul păpușii, semnul exclamării, da? e o sugestie, o variantă voi puteți să veniți cu altceva. Dar important să fie atribut, deci să stea pe lângă un substantiv pe care să-l determine, da? Atenție să fie în genitiv, părul păpușii. Spală părul păpușii, Ioana, semnul exclamării. Bun, hai că curios cu ce idei veniți voi. La șapte, opinia ta despre prietenie, sub formă unei fraze alcătuite dintr-o principală și o completivă directă, da? Eu cred, hai să vedem, element de relație, o conjuncție subordonatoare eu cred că prietenia este ceva neprețuit. Este o sugestie, sigur puteți să veniți cu multe altele. Dar atenție să avem completivă directă, da? Vedeți ce verb regent folosiți. Verbul a crede pentru exprimarea opiniei este perfect și simplu de utilizat. În sfârșit mergem și la 8. Încercăște variantele de mai jos reprezentând cuvintele Mamei personajului din textul 1. Da? Nu fi tristă atunci când te întâlnești cu alți copii. Atenție cu un singur I pentru că este imperativ. Și imperativul se construiește din adverbul de negație nu plus infinitivul verbului de conjugat. Or infinitivul verbului a fi este fi cu un singur I. Nu fi tristă atunci când te întâlnești cu alți copii. Pentru că asigurarea celor necesare vieții cu doi I, atenție la forma de genitiv, este primordială. Chiar dacă te jignesc, așa, proprii colegi cu privire la plecarea mea, atenție la proprii cu 3 i și o să-ți explic de ce. Adjectivul propriu se scrie da, cu un singur i, propriu. Pus la plural este proprii. Ei, în această situație poartă articolul Hotărâta substantivului. Proprii colegi. Adjectivele care se termină în i la singular, în situații de genul acesta, au 3 i. Da? Aurii, argintii, cărămizii, portocalii. Asta se întâmplă. Atenție mare la acest aspect. Poate părea ciudat, nu sunteți obișnuiți cu atât de mulți i, dar este corect. Asta este varianta corectă în această situație. În sfârșit, la subiectul al doilea, excursie alături de colegi, text narativ de minimum 150 de cuvinte, o întâmplare petrecută în timpul acestei excursii, incluzând o secvență dialogată de minimum 4 replici, să nu uitați de asta, și una descriptivă de 30 de cuvinte, de minimum 30 de cuvinte. Foarte important să includeți aceste secvențe, să nu uitați de ele. Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de moto. Punctajul de redactare se acordă doar dacă îndepliniți acest minimum necesar de 150 de cuvinte și foarte important dezvoltă subiectul propus. Nu vorbiți despre altceva pentru că nu o să primiți punctajul de redactare de 12 puncte foarte de, pardon, de 8 puncte aici, foarte, foarte important acest lucru și nu trebuie. Omis. Sigur, aceasta este simularea din județul Brăila pe care cu drag am parcurs-o pentru că mi-a plăcut foarte mult uh, ideea textelor, ideea de la care au plecat uh, textele. Mi-au plăcut și cerințele de la B, mi se par uh, interesante și ușor diferite cumva de cele cu care ne-am obișnuit. Deci, bună treabă uh, ICG Brăila. Uh, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați de ghidul pentru evaluarea națională pe care puteți să-l achiziționați și să-l folosiți pentru a vă pregăti individual pentru evaluarea națională. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, vă las cu bine!